Am propus să merg pe șantiere, să merg în diferite locuri, să văd stadiul lucrărilor și acolo unde lucrurile nu vor funcționa bine, să luăm măsurile necesare, pentru că cetățenii nu mai au răbdare, pe bună dreptate, nu vor să le spunem că un obiectiv început anul acesta se va termina peste 10 ani, toți au obligativitatea să încadreze în termene, iar guvernul trebuie să asigure finanțare sau fonduri europene, asigurarea, reducerea birocrației, astfel încât proiectele pe care le avem în vedere și pe care le avem cuprinse în programul de guvernare să fie implementate. Această centură s-a realizat cu sprijinul guvernului, cu implicarea tuturor oamenilor care au vrut să aducă bine în viața de zi cu zi a cetățenilor. Vreau să vă felicit pentru această abordare și mă bucur că acest obiectiv va purta semnătura Partidului Social Democrat și a Guvernului Dăncilă.